Salutare, prieteni! Cam așa arată acum vița de vie altoită muscat poloschei, care am altoit-o pe data de 3 martie 2020. Este al doilea an pe rod. Știți că a făcut struguri și anul trecut, a făcut 4 struguri. Vedeți ce frumos arată, ce bătut este. Aici a fost ferit de piatră, deci aici jos nu l-a bătut piatra și de aceea vedeți că sunt boabele, nu sunt rare deloc. Se poate vedea ce frumos sunt. Au început să schimbe culoarea, să dea puțin în galben verzui. Aici aceasta este puțin mai verde. Este, v-am spus că este și la umbră, că e aici, am bolta. Și aici a fost făcută altoirea în semicopulație perfecționată triplă. Puteți vedea și locul altoirii unde a fost făcută. Vedeți că deja a început să cadă frunzele. Este aici în zona la mine, este foarte multă secetă. Aici am mai udat cu apă de la fântână, dar nici la fântână nu prea mai multă apă. Deci vedeți, aici este locul unde a fost altoită. Trebuia să tai acest capăt de altoi, unde a fost dată cu bandă, dar nu l-am tăiat, a rămas așa și n-are nimic, o să-l tai eu. Și de aceea am vrut să vă arăt cât de bine a carosat această viță de vie în semicopulație perfecționată triplă. Vedeți pe cei doi altoi care a fost altoită anul trecut. Nu se poate vedea. Vedeți ce struguri frumos a făcut. Vă spuneam că este anul 2. Al doilea an pe rod. La anul o să-i dau drumul să urce mai sus, dar acum am zis că nu să nu forțez. Fiind al doilea an, vedeți ce strugul frumos a făcut. Altoirea a fost făcută pe căpșunică. Deci căpșunica este acest soi de struguri de aici de sus. Să vă măresc puțin imaginea. Anul trecut a fost strugurii mai mari, mai lungi. Anul ăsta văd că nu prea mai sunt ca anul trecut. Oricum, este bine mai rău deloc. Deci cam așa arată acum altoirea făcută în semicopulație perfecționată triplă pe data de 3 martie 2020. Puteți intra și vedea și când a făcut, să vedeți videoclipul când a făcut această altoire. Îl puteți vedea de la începutul, când am făcut această altoire, până când am cules strugurii anul trecut, evoluția acestei altoiri. Vă mulțumesc pentru vizionare și dacă v-a plăcut acest videoclip, vă puteți abona la canalul meu. Sănătate, numai bine, la revedere!